Iată programul etapei a 10-a din eșalonul al 4-lea. Ocupanta locului secund, Recolta Stoicănești, primește vizita unei echipe situate în subsolul clasamentului, Oltul Curtișoara. Aflată în continuare pe podium, pe locul al 3-lea, Vedița Colonești întâlnește în fața propriilor suporteri gruparea Vântul Coteana, cele două formații fiind despărțite de un singur punct. Lanterna seriei, Viitorul Rusănești, se deplasează pe terenul celor de la Dobrun, unde întâlnește echipa Victoria. Viitorul Grădinile are meci programat pe teren propriu cu Vedea Văleni, însă oficialii celei de-a doua au anunțat în urmă cu două zile că se vor retrage din campionat. În această rundă, AS Milcov va încerca să se impună pe terenul celor de la Voința Băbiciu pentru a se menține în fotoliul de lider. Și vecinele de clasament, Olimpia Rotunda și Oltul Scornicești, vor încerca să își adjudece punctele puse în joc. Pentru această etapă, Petrolul Podcoava nu are meci programat.